Salutare fraților și bine ați venit pe canal. Uh, am zis că în acest video o să vorbesc strict despre ambielaș și despre set motor de 80. Uh, mulți dintre voi m-ați întrebat dacă pe un ambielaș normal, care este pe scuter se poate monta set motor de 80. Uh, răspunsul meu este da, se poate monta, monta pe acel ambielaș set motor de 80, dacă ambielașul este original. Și original mă refer, știți că orice ambelaj, orice piesă originală are acea insignă de la scooter pe bielă, imprimată pe bielă sau un ambelaj un pic mai bun de firmă cum ar fi acest RMS. Dacă aveți un ambelaj care a fost schimbat din ăștia de 70, 80, 100, 150 de lei, nu recomand să puneți pentru că este o diferență foarte mare, poate distruge set motorul nou sau carterul sau rulmenții și așa, și 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 mai departe. Dacă aveți, iarăși, dacă aveți rulmenți din ăștia de 40, 50, 60 de lei, iară e posibil să după două săptămâni să auziți că huruie rulmenții. Rulmenții la set motor de 80 recomand să fie top. La diferența dintre un ambelaj aftermarket și un ambelaj Original, uitați-vă și voi, Bela. Uitați-vă cât este de subțire asta. Și uitați un ambalaj pentru 80. Cât de groasă e asta? În primul rând, în al doilea rând uitați-vă are și suplimentul acela pentru ulei la rulmentul cu ace. De obicei, dacă vreți să tunați un scooter sau să montați un set motor, vă recomand să luați un ambelaș de calitate. De exemplu, acest ambelaș este 360 de lei. Este de la RMS și îl recomand cu cea mai mare plăcere. Dar pe lângă asta, nu uitați să cumpărați și niște... Uh, rulmenți de la Top Performance sau de la RMS. Nu recomand rulmenți din ăștia de 40-50 de lei și să montați un set motor de 80. Uh, nu recomand un ambielaj de 70, 80, 150 de lei și să montați set motor de 80. Este o diferență enormă la ele. Și o să vă pun în așa fel încât să vedeți și voi. Uitați-vă, și voi! Deci, cum se vede diferența enormă? Nu? Dacă vreți să tunați un scooter, vreți să montați un set motor de 80, nu uitați! Cumpărați un ambelaj de calitate, Malaosi, Polini, sau dacă nu, RMS-ul e cel mai accesibil, 360 de lei un RMS în Stop Performance undeva la 150-110 lei, depinde de ce găsiți, sau chiar RMS de 70-80 de lei. Aș recomanda și NTN, n-ar fi nicio problemă, dar dacă vreți să puneți set motor de 80, chiuloasă de 80, să tunați scuterul ca lumea, atunci, fraților, trebuie un ambelaj ca lume de firmă sau măcar să fie cel original de la scooter trebuie o curea zic eu originală, nu o curea la 20 de lei trebuie și un variator zic de la Top Performance Malaosi sau Polini dar Top Performance este cel mai accesibil pentru că un set motor bun de 80 dacă variatorul va fi stock există șansă ca să rupă nuturile astea să rupă acele dinți de la variator care vin aici de pe oliță și iarăși o să aveți probleme. Deci cam asta e diferența dintre un ambelaj pentru 80 și un ambelaj normal cumpărat aftermarket. Diferența este bela mult mai groasă, suplimentul de ulei în plus, la astea bela cam subțirică, nu ca să rupe, dar ia joc aici, rulumenții dacă luați, iarăși de ăștia ieftin, iarăși după două săptămâni la set motor de 80 o să înceapă să huruie și tot așa. Oricum nu uitați că nu știu dacă reușesc zilele astea, dar pregătesc ceva ca lumea, Am luat niște piese tun și o să vă arăt pas cu pas, pas cu pas cum se tunează un scuter și cum să-l faci să meargă ca lumea. Ca lumea. Dar, oricum, ne auzim zilele astea. Dacă v-a plăcut sau aveți nelămuriri sau indiferent, comentați, nu contează cu ce, dar important să știu dacă vă place ceea ce fac și dacă v-a fost de folos ceea ce am făcut acum. Ok. Salutare.